Bună seara! Am auzit că aveți ceva probleme, așa că am venit să văd despre ce este vorba. Ce referendum vreți voi să faceți pentru rege, mă copii, mă? Rege vă trebuie vouă? N-ați avut rege? L-ați avut și l-ați lăsat să fie bătaia de joc a unor securiști. Referendum? Vreți referendum? Vreți altceva? Vreți să încercați și cu altcineva? Atunci faceți referendum pentru faraon, tăticu! În primul rând, nu mai are nimeni faraon în lumea asta. Păi nu vă place vouă să fiți cum nu e nimeni? Împărați, regi, țari, toți fraierii au așa ceva. Nu mai zic de președinți și dictatori. E plină lumea. Până și bufonii au prins acum locuri bune. Uitați-vă la cap de dovleacă ăla al americanilor. Dar faraoni? Cine mai are faraoni pe globul ăsta? Nimeni. Parcă văd la referendum. Românache, vrei să fii condus de un faraon sau nu? Adică de mine se înțelege, că de-aia am venit, nu? M-am uitat așa un pic peste ce ați făcut în ăștia 28 de ani. Vai de mine, vai de mine cât ne potrivim! Ce chimie nebună e între poporul român și faraon, nu-mi vine să cred! Am fost făcuți unii pentru alții. Nimic nu vi se potrivește mai bine decât un faraon. Păi nu vă lăsați păcăliți voi românii la alegeri de tot felul de proiecte mari, cu autostrăzi suspendate, cu sute de spitale, mii de școli, zeci de mii de grădinițe pe care politicienii vă spun că le fac în jumătate de an după ce câștigă alegerile? N-aveați voi românii ministerul marilor proiecte? A? Ce e mai faraonic de atât? Nu mâncați voi toată ziua autostrăzi pe pâine? Nu vorbiți de mii de kilometri de drumuri la fiecare guvernare? Păi vreți să vă amintesc realizările rudelor mele din Egipt? Avem piramide care stau în picioare și acum o să cadă casa poporului la voi și tot o să mergeți în concediu la piramide. Adică noi, faraonii, chiar ne ținem de ce promitem. Vă exploatăm cu un scop nobil, nu așa, iurea? Apoi nu vă place vouă aurul, a? Haideți, haideți că sunteți nebuni după aur. Am aur, ho, ho, ho. Vă îngrop în aur. Am și dinții și pupilele și timpanele din aur. Plus că regele, mă, românilor, regele e mai bun așa, e mai moale, e mai, na, civilizație. La noi, la faraoni, e cam ca la clanurile de romi. Eu zic așa, ceva vă trebuie vouă. E mai pe profilul vostru, românilor. Mă uitam la acest Iordache sau cum îl cheamă. Ce vorbești? 20 de lovituri de bici pe spinare. Atât vă zic, jap, jap și papa. Altă întrebare, nu mai discutăm. Șerban Nicolae, nu o să-i meargă cu mine, cu faraonul. Că eu nu merg cu mașina, nu folosesc șofer. Eu merg doar cu Cămila. Ah, chiar, bine că mi-am amintit. Cămile, am înțeles că aveți aici pe unul Petrică d-aia, parcă nu, așa-i zice. Mor după animale, domne. Mare fan la oaie, să știe. Atât am să-i spun. Cocoș, Cămila trage la plug, la căruță, puteți să o și mâncați. Mamă, așa urma de Cămilă, doamne! O nebunie, vă spun. Cămila e perfectă pentru voi. Mănâncă rar, bea apă doar de Crăciun, iar dacă o lași în pace, stă și mestecă în gol, așa. Zici că are ciungă. Animalul perfect pentru ce guvern aveți voi, care uită mereu să dea subvențiile. Cum îți permiți, mă? Ce vrei? Să trăiești, faraoane, fii atent, faraoane, ce piesă ți-am făcut. Ia. Faraoane, faraoane. Așa? Faraoane, faraoane. Zi-mă că ai zis asta, mai departe. Faraoane, faraoane. Bă, mai departe. Păi atât am, șeful. Atât ai, dispari? Haulu. Până n-ai ceva ca Luceafărul, așa să nu vii că te dau la tigru! Păi nu e România tigrul Europei pe economie? Așa am auzit. A, știu cum o să-mi fac campanie. Pe bune, fiți atenți. Atenție, da? Atât vă zic. Două cuvinte. Deșert.
Exact, deșert. N-ar fi tare să facem aici deșert? Păi gândiți-vă, deșertul ar rezolva toate problemele țării voastre. Agricultura? Gata, domne, e rezolvată, adio probleme. Doar nisip cât vezi cu ochii. Plouă, nu plouă, ne doare la bascheți. Defrișări legale? Adio, nu ne mai interesează. Și mare atenție, vom face un deșert nou, nouț, da? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că toți arabii cu bani vor veni aici la voi. Că ei au deșert ăla de mii de ani. Vai, mama lui, arată ca naiba. Și încă un mare avantaj. Dacă e deșert, nu e nici de muncă. Vine faraonul, o ardem cu toții pe relaxare. A? Cum ar fi să stați toată ziua, românilor? Mă rog, mulți dintre voi deja faceți asta, dar să stați și să vă gândiți, să vă uitați așa în zare. La ce să vă gândiți? Păi, spre exemplu, ați putea să vă gândiți la momentul în care aveați o țară. O țară plină de păduri, cu terenuri agricole fertile, grânarul Europei. O țară cu resurse naturale, o țară cu viitor. O țară pe care ați prăduit-o ca niște proști ce sunteți. Și după aia și mai tare, special pentru voi. Facem canal de irigații, că e deșert, da. Toată lumea la canal, vă zic, o să ne distrăm teribil, românilor. Păi nu-l regretați voi pe Ceaușescu, așa am înțeles. O să vă fac să plângeți 1000 de ani după mine. Gândiți-vă, gândiți-vă puțin, nu, eu nu pun presiune. Sunt liber de contract, chiar mă ofer. Vă calific la euro, promit, facem contract. Adică vă trec la moneda euro. Și sunt ceva mai ieftin decât pițurcă. Românilor, ce ziceți? Batem palma?